În loc de Liga a treia, Petrolul Berg ar putea să nu mai existe deloc. Fără finanțare din partea primăriei, echipa din localitate nu va participa în Liga a patra. De la echipa a plecat și președintele finanțator Andrei Marica. Nu am obținut finanțarea dorită, am dat depozite și la Consiliul Județean, primăria Berg, alți antreprenori din comună, nu am găsit nicio soluție și pentru noi totul s-a terminat în Liga a treia. Iar în Liga a patra consider că am făcut maximul posibil, am preluat echipa după locul 15 în 2013 și am ajuns pe locul 7. În sezonul 2014-2015 am terminat pe 2, iar anul acesta am obținut promovarea în Liga a treia. Consider că am făcut maximul și mai mult de atâta nu se poate. Ce se va întâmpla cu echipa din momentul de față? Ce jucători aveți sub contract? Ce se va întâmpla cu ei? Mâine, teoretic, vreau să aveți prima etapă la Liga a patra. Da, lucrurile astea o să fie o ședință de seară și mai multe detalii vă pot da de mâine. Marica va fonda un nou club, Viitorul Berca, dar doar pentru juniori. Lângă el a sosit deja și antrenorul Lilian Micu. Eu îmi doresc cât cel mai mult să prezinte, avem un lot foarte bun încă și pot fi rezultate foarte frumoase în continuare și fără mine. Totul depinde. Echipa nu are datorii, nu sunt probleme de genul acesta. Cine poate să o preia, să o conducă mai departe, cu siguranță va avea rezultate. Șansele ca Petrolul Berca să se prezinte mâine la primul joc oficial din noua stagiune sunt aproape de zero. O decizie finală va fi luată în cursul acestei seri.